Salutare băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod din seria voastră preferată de Survival Games. Vreau să discut ceva cu voi în acest episod. Sunt un mare idiot, în primul rând, nu trebuia să o iau pe aici. Dar nu asta voiam să discut, asta bănuiesc că știați deja. Vreau să vă întreb pe voi, cel mai bine pe voi vă voi întreba, ce naiba vreți să mai postez pe YouTube? Vreau să-mi spuneți voi în comentarii, băi, vreau să postez UHC, vreau să postez, nu știu, Lucky Block, vreau să postez chestii de genul ăsta, vreau să-mi spuneți voi în comentarii ce ați mai vrea să mai vedeți pe canal, pentru că am rămas în pană de idei, chiar aș mai diversifica puțin contentul, să nu fie același lucru mereu. De aceea aș avea nevoie de ajutorul vostru să-mi spuneți ce ați vrea voi să vedeți, vreau să fie ceva ce vă place și vouă mult și ce-mi place și mie eventual. Așa că aștept în comentarii să-mi ziceți ce ați mai vrea să vedeți pe canal și voi restul care nu aveți idei, vreau să dați like comentariilor care vă plac. Deci dacă vedeți pe cineva că scrie ceva interesant și vreți să vedeți lucrul ăla pe canal, dați și voi un like comentariului. Foarte simplu. Și în felul ăsta mă ajutați foarte mult și pe mine și vă ajutați și pe voi până la urmă, pentru că veți vedea contentul pe care îl doriți. Capiși? Cine dracu mai zice capiși în 2019? Scuzați-mă, sunt un pic retardat azi. După cum bine știți, abia am terminat live stream-ul sau poate nu știți. Dar, în fine, abia am terminat live stream-ul, sunt puțin obosit, dar am zis că trebuie să filmez, pentru că eu în momentul ăsta când apare episodul sunt plecat, sunt la Curtea de Argeș, cel mai probabil. Așa cum v-am promis, nu vă las fără episoade, gen, vă pun în fiecare zi. De-aia v-am și rugat să-mi ziceți ce ați vrea să vedeți, eu o să citesc toate comentariile cum fac la fiecare videoclip și o să văd exact ce vreți și, bineînțeles, o să mă mulez după preferințele voastre. Bă, nu mai știu mapa asta, să mor, am jucat pe ea în 2012 ultima oară. Nu chiar, am jucat pe ea acum vreo 4 ani ultima oară, 2015 cam așa. Nici nu mai știu, deci efectiv nu mai știu nimic pe mapa asta. Știu că aveam o rută pe undeva, dar n-am nici cea mai mică idee unde e cel undeva. Așa că m-am dus pe sus pe aici și caut ceva așa la mișto, nu știu. Și vedeți că găsesc, adică am deschis niște chesturi, am prins una alta, mă duc efectiv random prin loc. Reminder, remove after. Chest under, throw item here. Ok. Bă, asta a fost super mișto. Asta era un chest secret sau ce naiba. Știu că dacă urcam pe scările astea, sus era un crafting table și niște chest. Sau era cel puțin un tier 2, dacă nu mă înșel. Uite-l. Ce mă mi-amintesc? Gata, Edi știe, pe Edi cunoaște. Dar nu e crafting table. Aia e. F. Dar uite că mai sunt chesturi și pe aici. What the fuck? Bă, am luat o rută super bună fără să vreau, gen. Deja intrăm în deathmatch în curând. Adică suntem 6 oameni. Ia mă, hai că mă duc la spawn. Și naiba, am 2 golden apple-uri. Ar trebui să mă descurc. Hai la spawn. Hai să dăm cu băieții la spawn. Bă, era unul jos. A, uite-l. E acolo. Am crezut că ne așteaptă cu shift, cu nebunii, cu dale. Atâta mai trebuia să mă aștepte unul aici să... Bă, e liber la spawn. Ok. Profităm de moment ca să ne facem sabia și poate și niște săgeți. Avem 37 de săgeți și mai sunt 4 oameni. Și văd că unul vine spre noi, deci putem să-l batem pe ăsta și intrăm în deathmatch. E perfect, gen. Cu ăsta o dau numai din săgeți să mor. Adică pot să o dau numai din săgeți. Sau pot să-l bat așa. Merge și așa. Mă duc repede să-mi craftez trash can, kill yourself, mam. S-a supărat el, mă. Dar cu ce sunt trash can? Că nu înțeleg. Adică ți-ai dat golden apple, a părut că ai avut destul de viață când m-am bătut cu tine. Nu cred că era loc. Da, în fine, unii sunt frustrați. N-am niciun băț? Serios? Bă, am aruncat bețele. What the fuck, Eddie? Oficial, chiar sunt trash can, deci... Băiatul ăla nu zicea rău. Uite-le. Nu cred că mai ajung. Da, nu mai ajung sigur. Ăștia doi sunt slabi amândoi și s-ar putea să facă timp contra mine. Am scăpat diamantele în schimb. Da, nu contează, nu-i problemă. Avem un stack de săgeți pe ăsta, îl putem spăma numai din săgeți. Și mai are și sabie de diamond, de undeva. Ah, ok, GG. GG, fucking G. Un nou match.
Cred că a fost cea mai proastă idee a mea de până acum, să pun două meciuri într-un singur episod. Bă, deci... That shit is harsh, man. Ok. Meciul ăsta până acum e foarte... Ai, mă. Meciul ăsta până acum e foarte promițător, în sfârșit, și, na, foarte interesant. A prins sabie? Dacă n-ar fi lagul ăsta, mamă, ce mișto ar fi, m-aș simți mult mai bine. Deci, efectiv, mai devreme am murit din cauza lagului. Uite-te și tu cum intră hiturile astea, nu înțelegi nimic din ele. În fine, aia e, băieți. Jucăm și noi unde se poate până se redeschide un server capabil. Ok, deci eu intru prin ăștia cum intră... Mamă, ești nebun, intru prin ei, demolez! Ce faci, frate? A venit și el, turist. Uite ce lag are, frate! Nu, no, deci n-ai cum să joci cu lagul ăsta. E imposibil, efectiv. Deci e imposibil, uite-te și tu cum se mișcă reloare. Ești nebun? I-am dat ce săgeată i-am prins. Nu cred așa ceva. Deci meciul ăsta e așa fast pace și atât de incredibil. Deci nu știu, i-am bătut pe toți, i-am terminat, i-am nenorocit. Dar știți ce se întâmplă de obicei când e un meci atât de bun? Bine, un codat sau ceva și ți-l strică, ți-l face muci, se pișe pe meciul tău aici, nu mă? Bă, da, uite ce lag e. Bă, dar nu cred așa ceva, e un lag ireal. Deci uite-te și tu, nu pot să sting nici focul. Minunat ce pot să zic. Uite-te-le. Da, ei s-au decis să fac. Or fi văzut? Băi, l-ați văzut pe ăla ce bitrei i-a dat? Băi, uite-te ce bulangiu. What the fuck? Dacă mă mai nimerești odată m-a bătut. Mamă, nu cred ce s-a întâmplat aici. Nu pot să cred că am scăpat. Uite, mai e unul aici. What the fuck cu ăsta are? What the fuck? Mai du-te în... Wow. Ok. Tipul ăsta e... Deci tipul ăsta e... Nu mai am cuvinte. Deci, dă cu arcul, zici că s-a născut cu el în mână, ești nebun? Zici că Măsa și cu Tasu i-au cumpărat un arc. Când am plinit 5 ani, i-au luat arc. Uite. Hai, du-te. Nu mai ai scăpare acum. Ești... What the fuck? Bă, deci... Tipul ăsta nimerește cu... Ei! Te-am muit, fraiere. Te-am muit. Deci, efectiv, ăsta nimerește... Nimerește cu orice. Deci, nimerea și cu arcul. Orice săgeată. Deci, orice... Insane. Deci, efectiv, insane. Intrăm în deathmatch. Uite, putem să ne mai facem 8 săgeți. Măcar așa să le avem. Să le avem ca idee. Ce faci, Nikita? Bine? Sănătos? Copiii cum sunt? La limita scăpat ăsta. Ăla-i Vader. Mă duc pe Nikita ăla că e low. Adică ar trebui să fie. Nu cred că s-a regenerat complet.
Are sabie de diamond el, nu? Asta e mort. Hai, vrei să dăm? Nu cred că a funcționat. Da, ești mort. Și asta e GG-ul, băieți. Asta au fost niște meciuri super bune. Ușor, ușor ne ridicăm iarăși nivelul. Când se deschide MCG-ul, deja suntem niște bestii. Deja rupem, o să câștigăm 3 din 3, ești nebun? Bun, băieți. Asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, înseamnă foarte, foarte mult pentru mine și pentru canal în momentul ăsta să avem cât mai multe like-uri, să apară videoclipul la recomandate, să vadă cât mai multă lume și atât. V-am pupat. Pa, pa!